Sunt convins că evenimentul va avea o înaltă ținută științifică, academică, fiind un moment în care ne vom pune întrebări, vom avea momente de reflexie, vom găsi răspunsuri, răspunsuri care, bineînțeles, în timp se vor modifica și tocmai aici este sensul științei economice. Pe parcurs însă dezbaterile pe tema calității integrării au fost politizate. Din acest punct de vedere al calității absorbției fondurilor europene, suntem într-adevăr într-un statut mizerabil, jalnic. De ce reușim să absorbim doar 2% în condițiile în care declarativ acest obiectiv a fost susținut de toate guvernele, dinainte de aderare și până după aderare? A fi ministru și a te privi pe tine ca prioritate, pentru că este tentat să creeze abuzuri. În final, un schimb de replici a reușit să destindă atmosfera încărcată de analize eurosceptice. Analfabetul viitorului va fi cel care nu știe să învețe, să se dezvețe de ceea ce a învățat și să reînvețe. În formă unui studiu efectuat, un om uită cam 80% din ceea ce învață într-o zi. Deci putem ajunge pe drumul cel bun, nu din meritul nostru, ca să uităm ce am învățat, ci fiindcă așa am fost creați.